Fluidizarea traficului în perioada anului nou a reprezentat o prioritate pentru polițiștii giurgiuveni. Circa 20 de agenți de la circulație au fost prezenți la datorie în zilele de 31 și 1 ianuarie, atât în municipiu cât și pe drumurile naționale. În cele două zile, oamenii legii au aplicat peste 100 de sancțiuni pentru abateri privind consumul de alcool, neacordare de prioritate și depășirea limitei de viteză. Atât pe 31 decembrie cât și pe 1 ianuarie, poliția rutieră a asigurat cu echipaje principale de artere, atât în municipiul Giurgiu, cât și drumurile naționale care au cunoscut valul de trafic mai ridicate. Mă refer la drumul național 5 București-Giurgiu, drumul național 6 București-Alexandria, zona de nord a județului care a fost destul de mult tranzitată. Spuneți-mi, vă rog, câte amenzi ați aplicat? În aceste două zile au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulație. 40 dintre șoferii sancționați care s-au grăbit să ajungă mai repede la destinație și au apăsat prea tare pedala de accelerație, crezând că polițiștii de la rutieră îi vor ierta, au început anul cu o amendă și totodată cu o primă datorie la stat. Această abatere de la lege a ocupat pentru începutul lui 2014 primul loc în clasamentul încălcărilor codului rutier. De vigilența agenților nu au scăpat însă și al 7 șoferi care au rămas fără permisul de conducere. În zilele de sărbătoare nu au lipsit însă nici infracțiunile în regim de circulație pe drumurile publice, conducerea unui autoturism nematriculat, alcoolemie peste limita admisă și conducerea autoturismului, deși avea permisul suspendat, sunt cele 3 abateri grave, în urma cărora 3 persoane s-au ales cu dosare penale. Chiar dacă nici începutul acestui an nu a fost lipsit de evenimente, subcomisarul Marius Pencea spune că față de aceeași perioadă anului trecut, nu au fost înregistrate accidente cu victime, iar numărul abaterilor nu a înregistrat o creștere semnificativă.